Sfântul Vasile cel Mare, așa cum îl cunoaștem noi, este unul dintre corifeii bisericii noastre. Îl numim așa pentru că el aparține veacului 4, atunci când se și naște, veac socotit de aur. Pentru că atunci învățătura bisericii noastre a fost așezată datorită faptului că în vremea respectivă s-au născut foarte multe erezii care au fost combătute. Învățătura de credință a fost așezată așa cum se cuvenea la loc de cinste. Sfântul Vasile se naște în Pont și moare în Cezarea. El a fost episcop, a fost un om învățat. Tatăl său, Sfântul Vasile cel bătrân, era un om însemnat, un om de vază în societate. El a primit o educație aleasă, a studiat la școlile cele mai înalte de la Constantinopol și Atena, apoi el a fost așezat episcop în Cezarea. Aș vrea să menționez și faptul că Sfântul Vasile a avut o legătură cu totul specială cu alți mari sfinți ai bisericii noastre, ierarhi, așa cum îi cunoaștem noi, cu Sfântul Grigore de Nazianz și cu Sfântul Ioan Gură de Aur. De altfel, în sinaxarele noastre, în calendarul nostru, pe cei trei mari ierarhi îi pomenim împreună pe 30 ianuarie, dar pentru că astăzi, pe 1 ianuarie, îl sărbăm pe Sfântul Vasile, iată, are două zile de prăznuire. Aș vrea să menționez și faptul că Sfântul Vasile, dincolo de lucrarea teologică pe care ne-a lăsat-o, s-a aplecat foarte mult asupra celor în nevoi, asupra săracilor. De altfel, noi cunoaștem și păstrăm acest termen de Vasiliada, care, iată, în vremea Sfântului Vasile au apărut aceste structuri care se ocupau de cei aflați în nevoi și este, dacă vreți, pentru noi un îndemn pe care îl primim de a nu uita niciodată că mântuirea nu ne-o câștigăm de unul singur, ci o câștigăm cu ajutorul celor de lângă noi. Pentru că toată legea lui Dumnezeu stă cuprinsă în porunca să îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ce datorie frumoasă avem față de Cel care este lângă noi. Lumea în care trăim astăzi ne oferă posibilitatea de a împlini lucruri minunate. Uităm atât de des să spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru toate câte mi-ai dat, pentru tot binele pe care mi l-ai făcut, uitând că lângă noi sunt oameni aflați în nevoi și în suferință. Este un îndemn pe care îl simțim permanent în urechile noastre de la Sfântul Vasile, de a purta grijă de toți cei care se află în situații delicate, în situații critice. Și fiind perioada sărbătorilor, a sfintelor sărbători închinate nașterii Domnului, noi primim această chemare sfântă de la pruncul Iisus, care a primit daruri de mare preț, să dăruim la rândul nostru celor care au nevoie poate doar de un cuvânt, poate doar de o mângâiere. Și cât de înălțător este pentru sufletele noastre să punem în practică acest îndemn. Tuturor celor care poartă numele Sfântului Vasile, la mulți ani, binecuvântare în familiile lor și Sfântul Vasile să le fie ocrotitor și apărător într-un nevoi și necazuri.